Bună, am să vă spun ceva foarte, foarte important, pentru că mie nu-mi plac vedetele astea de doi bani care fac scandaluri în presă ca să apară și ele pe TV, pentru că virgulă, atunci când vine Pobianca Florina, șmecheră a României în București, toată lumea se face preș. Bun, este vorba despre Nicoleta Dragnea, Nicoleta, ispita de la Insula Iubirii, Nicoleta, ispita vieții mele, care în momentul de față face live-uri și scrie la adresa doctorului meu, Stan Vitalie. Stan Vitalie pentru mine este ca și tatăl meu, Stan Vitalie pentru mine este ca și familia mea, la fel și soția lui Alina. Deci pentru treaba asta o să iasă circ mare, o să distrug toată țara în două. Nu permit la nimeni să distrugă imaginea unui om bun. Dar nu ai cum, frate, dar nu ai cum. Adică cum dracu, cum morții mei? Îți permiți tu să spui că Stan Vitalie intră în operații biat? Ești cretină? Ești proastă? Ce ai băut? Eu știu că mama ta e avocată, că ai bani și ești șmecheră. Dar gândește-te foarte bine înainte de a face ceva, înainte de a scrie ceva, înainte de a distruge imaginea unui doctor. Pe lângă asta, ești și proastă, fă, ești așa de proastă, proastă ce ești, proastă! Doctorul ăsta e doctor. Cum poți să spui tu că Stan Vitalie intră în operații beat? Un doctor, cum dracu? Măi, se fac analize, se fac analize, tâmpita morților mei! Ha? Cum pizda mă te faci asta? Acum îți permiți să distrugi oamenii așa? Eu nu știu ce e cu tine, înțeleg că ești însărcinată, că ai luat o raznă, că... Dar n-ai cum, frate! Stan Vitalie este doctorul meu, Stan Vitalie, vorbim de România, cel mai șmecher doctor din România. Stan Vitalie, București, da? Are clinică, că acum mă duc acolo și fac scandal mare. Bun. Nicoleta Dragnea aberează. Este supărată că este însărcinată. Stan Vitale este doctor. Un doctor, dacă face operații estetice, nu are cum să opereze beat sau drogat. Adică, da, eu sunt Stan Vitalie, te operez pe tine, sunt beat și drogat. Ok. Dacă Stan Vitalie era beat și drogat, cum ieșeau sânii mei așa perfecți? A? Cum? Când un om este drogat și beat, nu distruge fața omului? Nasul meu, la fel, este perfect. Mâine, mâine, mâine ne vedem în direct peste tot. Mâine îmi operez sânii din nou și îmi fac și fundul. Adică, pe bune, mă vedeți cum arată? Halo 2-10 în pula mea. A? Deci astea nu rămân așa. Astea nu rămân așa. Vă promit, voi face video, oricum o dăm în judecată, vom face video cum vine la clinică și își cere iertare și dă daune morale. Da. Da. Ce faci, iubirea mea? Bă, tu auzi ce faci nebuna asta? Am auzit. Ce vrei viața mea, așa e când ești prea bun. Dar, mă, iubire, tu vezi cum arat eu, cu ce sâni am, ce nas am. Când ești figurată? Ce, mă, iubire, tu ești nebună? Mâine, bine, să chemi antena mâine, pe tot unde sunt eu. Exact. Și domnișoara asta ce vrea? Ce nu-i convine? Domnișoara asta a fost cu iubitul meu, Claudiu, prostul ăla cu Rolex-ul, care mi-a furat Rolex-ul. Nu te cred. Dar cum să nu, frate? L-a dus la ea acasă, ești nebună. De-aia face talentele astea. A, și ce a zis? Hai să ne răzbunăm pe domnul doctor. Nu, problema este când vine Halo 2-10, șefa României, Pobianca Florina, care își permite, care are pătrățele la buzunar. Hai să o futem în gură, că dacă eu sunt însărcinată și stau acasă în pat, hai să o distrug și pe ea, să apar și eu pe la TV. Dar Halo 2-10, iubirica vieții mele, Nicoleta vieții mele, eu sunt la TV 24 din 24 viața mea. Mie nu-mi e rușine. Băi, nu mi-e frică nici de pușcărie, nici de moarte, nici de nimic. Dar ce spun eu, ce fac, distrug tot. Dar nu e rușine că o facem, dar sunt pe Bucureștiu? Băi, iubirea mea, m-a sunat Stan. Mi-a dat print, mi-a dat dovezi, mi-a dat tot. Asta scrie că el bea și se droghează, să mor tu.